Această emisiune este sponsorizată de lasvegas.ro. Ai mei sunteți, fraților, suma tuturor respectelor. Eu sunt Doru Crăciun, iar împreună astăzi suntem la episodul cu numărul 163 din colecția denumită Pontul nostru. Al dracu treabă, cea mai urmărită emisiune de pariuri sportive din România și cred că va mai rămâne o lungă perioadă așa. Totul este gratis la noi, că ne-ați întrebat de foarte multe ori, mereu vă lăsăm adresa noastră către canalul de Telegram, suntem foarte mulți și acolo, aveți adresa aici chiar în comentarii, intrarea este gratuită pentru toată lumea. Mă vedeți și pe Facebook, pe profilul meu personal, unde ne apropiem, atenție, de 50.000 de urmăritori, pe comunitatea Doru Crăciun, Instagram și din când în când în sesiunile live. Apropo de sesiunile live, o să fiu cât se poate de sincer și de transparent cu voi. Eu toată viața asta mea am fost un kamikaze, un jucător nebun. V-am și zis, nu trebuie să plasați mereu sumele pe care eu trebuie să le plasez, eventual să vă inspirați din ceea ce joc eu și atenție să învățați din greșelile pe care și eu le fac. Pentru că n-am avut niciodată pretenția să spun că sunt un parior profesionist, dacă o fi existând așa ceva în lumea asta, nu sunt tipster, dar ce s-a întâmplat și în live-ul de sâmbătă seara, cred că a trebuit să vă dea de gândit și sper, repet, să învățați din greșelile mele. La un moment dat era un pic o pierdere incredibilă, v-am și zis, băi, e momentul să joc puțin la recuperare, că mă durea deja ficatul și atenție, am aruncat 48 de milioane la un moment dat. Pe Argentina mai marchează un gol la cotă 2.70, vedeți și pe ecran și așa s-a întâmplat. Argentina m-a scos dintr-un mare rahat, nu era un foarte mare rahat, spun așa între ghilimele, bineînțeles că mai am niște bănuți pe un anumit card destinat pentru pariurile sportive, dar într-adevăr m-ar fi usturat foarte, foarte tare dacă Argentina nu ar fi marcat. Am câștigat undeva la 13.000 și ceva de lei. Dar încă o dată spun, cum ne avertizează oamenii și la televizor, nu faceți asta la dumneavoastră acasă, pentru că e periculos și dacă n-ai destul de mulți bani pe care te poți baza, cum se spune la poker, mai ales joci în puterea banului, risc să te arzi mereu. Așadar, sâmbătă, cum am reușit să ies pe profit pe sesiunea de live cu 40 de milioane, ne revedem pe sesiunea de live miercuri seara, dar încă o dată trag semnalul de alarmă, fiecare trebuie să joace după propriul buget. Și apropo de campionatul mondial, a început tot mai mult să-mi placă faptul că nu se mai plâng oamenii chiar atât de mult de blat și își văd până la urmă de pariurile sportive. Ceea ce a ieșit mai interesant, nimeni nu ne pune și mai ales nu ne pune pistolul la tâmplă să facem anumite alegeri. Și apropo de asta, voiam să vă arăt două bilete absolut incredibile cu niște doze de inspirație fabuloasă, dar mai întâi aș începe cu o cotă de 23 care mi-a sărit în ochi. Încă o dată jucat acest bilet pe terminalul Betoan și nu o să înțeleg pe acești jucători de unde Dumnezeu găsesc această inspirație și nu vorbim neapărat de câștig, un câștig care oricum este extrem, extrem de atractiv pentru această perioadă. Atenție, pe un astfel de bilet s-a câștigat 12.860 de lei. Dar nu înțeleg cum unii joacă Salernitana cu Benevento la Under 19, cum joacă Primera Divizion în Spania, campionatul feminin, cum joacă Liga a doua Unirea Slobozia cu Unirea de sub 2,5, nu înțeleg cum joacă Optim Cupa Belarus și nu înțeleg cum pentru unii, de exemplu, polonezii sunt salvați de Șeșni, rezultat prima repriză 1, să nu uităm că saudiții au ratat penalti apărat de Șeșni. Priviți, fraților, aici bilet absolut senzațional, depus la colecție, depus în ramă. Și sunt oameni care joacă 600 de lei pe astfel de invenții, cote 23, nu o să înțeleg niciodată, am 20 de ani de zile de pariuri și nici acum nu înțeleg nici acum astfel de bilete și nu voi înțelege niciodată. Sunt puțin invidios pentru că nu-mi crapă și mie mintea să joc așa ceva, dar sunt absolut fabuloase astfel de bilete. Apoi, voiam să vă povestesc, apropo de inspirație, unii se plâng de blaturi, alții reușesc să câștige pe câte o doză de asta de inspirație fabuloasă. O să începem cu biletul jucat de Alexandru Velcean. E, oameni buni, priviți la aceste bilete jucate de Alexandru Velcean. Mi le-a trimis de două ori. Unul este puțin mai vechi, ceea ce într-adevăr este adevărat, jucat în ziua în care Portugalia a învins-o pe Ghana și iată biletele, atenție!
Brazilia-Serbia X pauză 1 final, Portugalia-Ghana X pauză 1 final. A jucat 380 de lei pe o cotă de 18,90. Fabulos așa ceva. Ambele au fost X pauză 1 final, vorbind de Brazilia-Serbia și Portugalia-Ghana. Și Alexandru, riscând 380 de lei, a câștigat 6.983 de lei. O să spui bine, Dorule, asta e o întâmplare. Același Alex Vâlceanu le-a mai dat o lovitură colosală. Asta este depus la muzeu. Argentina cu Mexic, X pauză 1 final. Și Franța-Danemarca, X pauză 1 final. Al dracului să fie, au ieșit și asta la fel. Deci acest jucător a încasat aproape 23.000 de lei cu două bilete jucate în X pauză 1 final. Pe acest al doilea bilet, atenție, a riscat 900 de lei pe cotă 19,95. În viața asta a mea, cât sunt eu de nebun și de kamikaze, n-aș pune niciodată 900 de lei pe două meciuri pauză final. De arată că sunt și astfel de jucători care ne surprind de la o zi la alta. Același bilet în X pauză 1 final la Portugalia și Brazilia a fost jucat și pe terminalul Betoan, iată-l fraților, jucat și aici. Portugalia-Ghana X pauză 1 final, Brazilia-Serbia X pauză 1 final, cotă 14,95, ori 150 de lei și aici câștigul a fost de 2175 de lei. Și acum o să vă întreb eu sincer, cu riscul de a mă înjura, pentru că știu că foarte mulți dintre voi sunteți pe pierdere și eu până acum sunt pe pierdere, dar mai trag că pot ajunge la balanță să fiu cel puțin pe plus. Bă, vă obligă cineva să nu jucați și voi astfel de bombe? O să spuneți, da, Dorule, dar eu nu știu, că mie Dumnezeu nu pune mâna în cap. Știu, fraților, dar trebuie să mai și încercăm decât să ne tot plângem, să dăm vina pe blaturi. Și în fine, un bilet vedet așa pe final, cu nume vedetă, Elvis Gabriel Dascălu, ne-a trimis acest bilet. Fraților, mie, eu le spun bilete jucate în lanț, pentru că sunt mai multe pariuri de la aceeași eveniment. Senzațional, Croația-Canada, uluitor acest bilet, uluitor, 200 de lei investiție, 64 de milioane câștig, 6.400 de lei, atenție, Modric marchează, peste 1,5 goluri în prima repriză, peste 2,5 goluri total în meci, peste 0,5 goluri marcate în a doua repriză, peste 39,5 aruncări de la margine, 200 de lei, 6.400 de lei câștigul, uluitor, amețitor, 64 de milioane câștigați pe același bilet. Și de data aceasta sunt invidios și mă întreb, bă, pe mine de ce nu mă duce mintea? Nu e stilul meu de joc, dar asta nu înseamnă că nu vă pot aprecia. Senzațional biletul Elvis Gabriel Dascălu. Elvis, ai grijă de cei 64 de milioane, să nu le dai banii înapoi. Și haideți să ne mutăm puțin acum pe zilele de marți, miercuri și joi. O să vedeți niște meciuri. Dacă până acum o să vă plângeți că nasă cu bani, să vedeți ce meciuri dificile ne așteaptă. Apropo de asta, vă invit să jucați pe lasvegas.ro, acolo unde eu ard platforma de câteva luni bune. Și mai nou avem o nouă promoție senzațională, adresată și oamenilor care joacă mai puțin bani la pariuri. Câștigă la Mondial 20 de lei pariu gratuit. Pariați minim 50 de lei pe 3 sau mai multe partide, fiecare selecție egală cu 1,50 per cotă și atenție, primiți un pariu gratuit de 20 de lei. Știu că foarte mulți dintre voi bombardați la greu cel puțin 50 de lei pe zi, la o cotă de minim 1,53 selecții, mai puneți mâna pe un pariu gratuit de 20 de lei. Apropo, sâmbătă seara am primit un pariu gratuit de la Las Vegas tot de 20 de lei și l-am jucat pe scor corect Franța-Danemarca 2-1 și a ieșit. N-am joc eu niciodată scor corect 2-1, dar am câștigat sâmbătă seara 160 de lei. Cu un pariu gratuit, bă, la inflația asta 120 de lei, 160 de lei sunt buni. Așadar și voi puteți să luați 20 de lei dacă jucați minim 50 de lei, 3 meciuri pe același bilet, per selecție 1,50. Acum, haideți să facem puțin calculele pe ziua de marți. O să mergem pe aceeași schemă, câte două recomandări pe fiecare partidă. Începem cu Olanda-Qatar, Olanda care de înseamnăgit cu Ecuador și spunea și Luis Van Gaal că are nevoie de un meci care să le reconfirme valoarea și oarecum să îi ducă pe olandezi, nu, către optim cu moralul ridicat. Iar la ce a ratat Qatar pierzând ambele meciuri și cu Senegal și cu Ecuador, în mod normal trebuie să fie meci de 1 pauză, 1 final. Ar fi o recomandare de a mea și peste 1,5 goluri la 1,72.
Dar gândindu-mă încă o dată la ce s-a întâmplat cu Argentina, Arabia Saudită, e clar că spuse lui Dan Negru ar putea să ne pună iar pe gânduri. Știți cum e, Dan Negru ne-a spus că sunt blaturi la mondială, cum eu acum vă spun că bă, ziua are 24 de ore. Wow! Dar, în mod normal, e de jucat unul pauză, unul final și peste 1,5 goluri, pentru că urciorul nu merge de multe ori la apă. Și mă gândeam că probabil e un meci în care catarezii n-au de ce să-și rupă picioarele, poate așa, doar de orgoliu, de blazon. Nu înțeleg de ce bookmakerii la sub 4,5 cartonașe galbene ne-au dat cote de 1,47. Eu v-aș recomanda să jucați maxim 4 galbene, meci la 1,47. Apoi mergem la Ecuador cu Senegal. Ecuador s-ar putea califica în cazul unei remize și va fi un meci teribil. Mă uitam pe LasVegas.ro, Ecuador este favorită. 2.40, 2.45, cota este în scădere. Știți situațiile din clasament, eu nu o să bat foarte mult apa în piu, doar încă o dată vă mai spun, atenție, în caz de egalitate, criteriul de repartajare este pe baza golaverajului, ca să știți. Foarte, foarte important acest lucru. Așadar, Ecuador s-a mulțumit cu rezultatul de egalitate. Să vedem cât de periculoasă poate fi Senegal într-un astfel de meci, unde valoarea este extrem, extrem de echilibrată, X pauză sau final 1.62 și peste 3,5 cornere Senegal 1.48 în cazul în care și în condițiile în care senegalezii trebuie să atace mai mult. Apoi vine Țara Galilor cu Anglia. Anglia încă o dată a furat startul, să spunem așa, în ultimul meci jucat, un 0-0 pe care eu l-am anticipat perfect. 4 puncte Anglia, Țara la Galilor cu un singur punct, un singur gol marcat. Englezii sunt favoriți, dar și aici cota mică, 1.43, o cotă în scădere, parcă nu m-aș arunca neapărat să joc pe victoria Anglia și o să joc X2 și sub 3,5 goluri, 1.54, nu știu dacă marchează galezii, dar în același timp eu cred că echipa la care joacă și Gareth Bale poate avea 3 cornere într-un meci cu Anglia. Peste 2,5 cornere, Țara Galilor, e a doua mea recomandare, 1.50. Și în fine, seara avem Iran cu Statele Unite. Wow, ce meci decisiv cu calificare pe masă și această partidă. Iran s-ar mulțumi cu un rezultat de egalitate, Statele Unite momentan fără înfrângere, un gol marcat, unul primit. Am văzut-o pe Statele Unite, e puțin favorită în urcare cota iranienilor, dar să nu uităm de ispravea iranienilor din meciul cu Țara Galilor, victorie cu 2-0 în urma unei prestații solide. X2 sub 3,5 goluri, nu o văd pe Statele Unite ale Americii pierzând, deci X2 și sub 3,5 goluri, 1.54 și peste 4,5 cornere pentru Statele Unite la o cotă interesantă de 1.53. Și acum 3 bilete scurte pe ziua de marți. Primul bilet jucat într-un singur eveniment. Mi-aduc aminte de ce am pățit la Argentina cu Arabia Saudită, dar chiar și așa am încredere să joc. Haideți să vedeți biletul. Îl jucați doar dacă vreți. 650 de lei am jucat. Olanda, Qatar, 1 pauză, 1 final și peste 1,5 goluri, avem 1.72 pe LasVegas.ro. La fel o gândesc, Olanda are nevoie de confirmare. Qatar a fost în defensivă bulevardul Titulescu. Slabă, slabă, slabă Qatar. Dă bă Olanda gol până la pauză, 1-0, 2-0. 4-0 să se termine meciul. 1 pauză, 1 final, joc single pe bilet. Joc 650 de lei. Câștigul ar fi de 1118 lei. Aș putea să fac aproape 500 de lei așa, știi că să bei două beri și ai 500 de lei în buzunar. Bă, puteți să jucați cota de 1.72 și cu 300 de lei pentru un profit de 210 lei. Jucați cu câți bani aveți, dacă aveți încredere în acest meci. Hai Olanda, victorie la pauză și apoi cred că vom avea peste 1,5 gol. Al doilea bilet de marți l-am jucat în cotă 2.12. Al doilea bilet al zilei de marți jucat în cotă 2 și 12 cu 450 de lei. Deja sunt 1100 de lei investiți până acum pe ziua de marți. Aici am un posibil câștig de 954 de ron. Ecuador-Senegal sub 3,5 goluri, cotă 1.21. Care echipă poate marca 3 boabe în acest meci? Care echipă poate da 2 goluri în acest meci? S-ar putea să vedem un mare X aici, de asta n-am jucat sub 3,5. Țara Galilor, Anglia X 2 și sub 4,5, la ce au jucat englezii. Mi-e greu să cred că acest meci se poate încheia cu un 4-1 pentru englezi excluși și Iran cu Statele Unite X2 și sub 4,5 goluri la cotă 1.36. Bă, să termine Iranul cu 6 puncte această grupă, SUA nu pierde cu Anglia și să piardă cu Iran,
Mi-e greu să cred. Asta l-am luat X2 și sub 4,5 goruri la cotă 1,36. Cotă 2 și 12 ori 450 de lei egal 954 de lei. Bun, și ultimul bilet de marți l-am jucat în cotă 3 și 16 cu o miză mai mică. Haideți să vedem despre ce este. Ok, avem așa. Ecuador-Senegal. De asta am și jucat acest bilet în cote 3, să nu ratez X pauză sau final în Ecuador-Senegal, o predicție în care eu am destul de mare încredere. X pauză sau final 1.62, Țara Galilor, Anglia, minim 3 corne egalezi, 1.50 și Iran cu Statele Unite, minim un gol în a doua repriză. Aici avem o cotă de 1.30, le mulțim pe toate 3, facem un bilet în cote 3 și 16, dar cum? M-au ars biletele din mai multe evenimente, am jucat doar 200 de lei pe acest combo în 3 selecții. Posibilul câștig ar fi de 632 de lei. Apropo de câștiguri, pe mine cel mai tare, m-ar bucura să câștig una dintre cele 3 mașini puse la bătaie pe lasvegas.ro. 3 Mercedes-uri în valoare uriașă, prima extragere se face în 28 decembrie, și mi-am numărat astăzi tichetele la Wonderwell, am 108 tichete. Știți cum e, jucați la roată, posibil să câștigați câte un tichet, cu cât mai multe tichete, cu atât mai multe șanse de a câștiga un Mercedes. Spunea cineva pe live că are vreo 600 și ceva de tichete. Wow! Altcineva spunea, Dorule, dacă e să câștigi, poți câștiga și cu un tichet. Așadar, în 28 decembrie se fac primele două extrageri, se dau 20 de premii a câte 1000 de euro și o mașină, apoi în 2 februarie și în 2 martie se dau următoarele mașini. Nu uitați, tombola tichetelor pe lasvegas.ro și dacă vă faceți cont nou pe lasvegas.ro folosind codul HOT222 la înregistrare, primiți și 222 de rotiri gratuite. Apropo de asta, dacă roata vă prică de 4 ori pe telefon, câștigați un iPhone 14. Și apropo de iPhone 14, să știți că până acum m-am interesat, s-au dat 19 telefoane în 10 zile. Deci 19 telefoane deja au plecat către jucătorii de pe lasvegas.ro. Ok, eu sunt prietenul vostru și vă prezint. Top recomandări Cupa Mondială pe miercuri. Fraților, avem o colecție impresionantă. Australia-Danemarca. Danemarca favorită, Tunisia-Franța, Franța favorită, Polonia-Argentina, Argentina favorită, Arabia Saudită, Mexic, Mexic favorită. Oare vor câștiga toate cele 4 favorite? Eu o să fiu scurt. În Australia, Danemarca, peste 2,5 cartonașe galbene, 1,47, tocană, meci cu calificarea pe masă. Haideți să vedem dacă Danemarca își respectă statutul de favorită. Mai multe goluri în a doua repriză, 1,98, jucăm după regulile lor, X pauză, să spunem 2 final și avem nevoie de mai multe goluri în a doua repriză, 1,98. Apoi vine Tunisia cu Franța. Parle français, oui, ça bien, merci beaucoup. Sub 10,5 cornere, 1,43, X2 și sub 3,5 goluri, 1,48. Oare echipa lui Didier Deschamps își va rupe picioarele și în acest meci? Mi-e greu să cred, atenție la Mbappé. Apoi avem Polonia cu Argentina. Argentina. X2 sub 3,5 goluri, 1,42 și sub 9,5 cornere, 1,68. Argentina nu a convins, trebuie să fim conștienți. Și apoi Arabia Saudită cu Mexic, calificare pe masă. Am mai întrebat și eu pe aici, pe acolo, toată lumea a zis, Mexic câștigă. Eu zic așa, X pauză sau final 1.86, senzațională cotă, și X2 și sub 3,5 goluri la o cotă interesantă 1.71. Grele meciuri, tată, grele meciuri miercuri, mai ales că voi fi și pe live de la ora 18. Ce jucăm? Două bilete pe ziua de miercuri. Începem cu cel în cotă 2 și 11. Tăiem frunze la câini, fraților, miercuri în cotă 2 sau reușim să ne dublăm investiția? Avem 2 și 11 cu 450 de lei, 949 de lei ar fi câștigul. Polonia, Argentina, aici 2 sub 3,5 goluri, 1,42. Nu e bătată, meci de 4 goluri, n-are cum. Tunisia, Franța, aici 2 și sub 4,5 goluri, nu se dau, bă, 5 boabe.
și Arabia Saudită cu Mexic sub 4,5 goluri 1-17. Exclus, bă, 5 goluri în Arabia Saudită, Mexic, ce dracu. Am putea, miercuri avem șansă uriașă să ne dublăm investiția, fiecare joacă atât cât consideră. Și tot miercuri, fraților, ne închidem gura cu un bilet în cotă 6,67, l-am jucat cu 150 de lei. Cred că banii ăștia îi dădeam la primul necăjit de pe stradă, le dau și așa, Doamne ajută, să fim noi sănătoși. Dar bilet în cotă 6,70 l-am jucat cu 150 de lei, haideți să vedem despre ce este vorba. 1000 în capăt ar fi câștigul, Australia, Danemarca, minim 3 galbene, sper să nu -și uite arbitru galbenele la vestiare, Tunisia, Franța sub 10,5 cornere, Polonia, Argentina sub 9,5 cornere și Arabia Saudită, Mexic 0-0 la pauză, l-am luat în X pauză sau final, 1,86, bună această cotă. În total, miercuri avem din acest combo din 4 evenimente 6,67. Fraților, joi de ziua națională a României și tocmai din acest motiv vă spun încă de pe acum la mulți ani tuturor românilor și știu că mulți ne urmăriți de peste hotare, vă așteptăm, fraților, acasă să facem ora unirii și la mulți ani România. De 1 decembrie, fraților, avem o colecție de meciuri ucigătoare pentru pariori. Canada, Maroc, ia și joacă aici, parcă văd că toată planeta o să joace pe marocani. Croația, Belgia, Belgia poate să rămână acasă. Japonia, Spania, băi oameni buni, Spania poate să piardă și tot se califică. Sunt niște calcule senzaționale, v-am spus, un criteriu de partajare cu galaverajul. Și Costa Rica, Germania, toată lumea spune, Costa Rica 1 și 10 are Germania la victorie. Bă, Costa Rica ni se pot și ei califica, e senzațional. Canada, Maroc, o să joc un clasic, X2 sub 3,5 goluri 1,69, Canada, Maroc, peste 4,5 cornere, Maroc, cotă 1,73, mare această cotă, 3 cornere în prima repriză pentru marocan, 2 în partea secundă și ok. Croația, Belgia, cum ar fi ca Belgia să rămână acasă? Cum ar fi ca belgienii cu naționala lor umflată cu pompa să plece acasă? Și ce meci greu contra croaților, o formație care se închide senzațional. X pauză sau final 1,65, nu mi-este frică să joc și atenție, nu se marchează în ambele reprize 1,62. Nimic n-a arătat Belgia la acest turneu final. 0-0 la pauză aici și ne ies ambele predicții. Apoi Japonia cu Spania, Furia Roja, senzațională joacă Spania, nu e mingea, zici că joacă băieții pe FIFA 2022. Japonia-Spania l-am gândit în sub 3,5 goluri 1,46. În ce rahat s-au găsit și japonezii, chiar dacă au bătut-o pe Germania? Sau Spania nu marchează în ambele reprize 1,67. Grele poate ambele predicții, greu meci. La fel și Costa Rica-Germania. Hai să mă uit încă o dată la cota pe lasvegas.ro. Când noi filmăm acest episod, atenție, Germania are la victorie 1,11, bătate 1,11. Se pot întâmpla atâtea accidente. Ce să joci pe un astfel de meci? Joci pe goluri, cotă mică. Joci pe pauză final, cotă mică. Am zis așa, Müller marchează 2,50. Hai că poate joacă încă o dată Müller, vârf împins și le-o bagă Müller. Sau 2-3 goluri marcate de Germania în a doua repriză, 2-0-9. Atât e de greu să câștigi joi la pariuri. De asta poate nici n-ar merita să jucați mulți bani. Bă, oameni buni, nu uitați, în 20 decembrie ne vedem la București. Bem o bere la Caru cu bere. Dacă sunteți prin capitală, vin să fac o extragere. Extragerea tichetelor din tombola Betoan, dăm o mașină. E un Hyundai Tucson în valoare de 23.000 de euro. Doar trebuie să aveți cel puțin un bilet jucat într-o miză de 10 lei pe terminalul Betoan. L-ați înscris pe site, vin, fac extragerea, cade codul biletului dumneavoastră și ați luat mașina. Iar de Crăciun nu vă mai plimbați în Sania cu rena lui Moș Crăciun, ci vă plimbați, fraților, într-un Hyundai. Așadar, încă mai aveți timp, dacă jucați la stradale, să jucați pe terminalul Betoan. Minim un bilet cu 10 lei pe campionatul mondial vă poate aduce o super mașină. Și acum eu vă dau o cotă de joi, o cotă de 2 pe joi seara. 500 de leuți aruncați pe Croația, Belgia, X pauză sau final, Japonia, Spania, X2 și sub 4,5 goluri. Mamă, cred că am pus prea mulți bani pe cota asta de 2, dar atunci când ți-e frică, atunci câștigi. Deci eu vreau 0-0 la pauză în Croația, Belgia și Japonia, Spania. Hai să zicem 0-2 pentru spaniol, să se respecte fotbalul până la urmă.
pentru că 5 goluri nu cred că avem. Al doilea bilet de joi se joacă în 400 de, în cotă 4 cu 200 de lei, doar două evenimente. Haideți să vedem despre ce este vorba. Croația-Belgia nu se marchează în ambele reprize 1.92 și Costa Rica-Germania 2-3 goluri marcate de Germania în a doua repriză 2.09. Deci cam astea sunt calculele fraților pentru biletul în cotă 4 de joi de ziua națională a României. Merg pe 0-0 la pauză în Croația-Belgia. Hai 1-1 atunci, X să fie la pauză, dar vreau 0-0. Și Costa Rica-Germania 2-3 boabe în a doua repriză, cotă 2-0-9. Germania, interesantă cota. Și închidem, oameni buni, episodul cu numărul 163 cu un bilet special în cotă 8-34. 6 evenimente, 200 de lei, 17 milioane ar fi câștigul. Vine Moș Nicolae peste noi. Facem bani de cadouri. Țara Galilor, Anglia, X2 sub 3,5 goluri, 1.54. Iran, SUA, X2 sub 3,5 goluri. Australia, Danemarca, X2 sub 4,5 goluri. Polonia, Argentina, X2 și sub 3,5 goluri. Canada, Mexic, X2 și sub 4,5 goluri. Croația, Belgia, sub 3,5 goluri. Așadar, 8.34, 200 de lei, 1.741 de lei. Doamnelor, domnilor, a vostru prieten vă spune kiss and love, să fiți sănătoși și vă mai spun o chestie. Miercuri seara, calmante, napolitane, ne vedem pe live la ora 18. Până atunci, pariați responsabil. Această emisiune este sponsorizată de LasVegas.ro.